cel care are viața creștină, are o viață creștină, va avea o natură schimbată și va produce faptele neprihănite. Și Pavel mulțumește lui Dumnezeu pentru cei din Tesalonic, pentru credința lor mântuitoare. Ne aducem aminte ceea ce spune Pavel în Efeseni, capitolul 2, versetul 8 la 10. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Aceasta nu vine de la voi, este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Iisus Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. Și observăm în pasajul acesta atât credința mântuitoare care ne-a oferit mântuirea în dar, dar observăm și credința practică, acele fapte pe care Dumnezeu ni le-a pus înainte să umblăm în ele. O credință mântuitoare va conduce în mod inevitabil la ascultare, la devotament, la sfințenie, la evlavie, la credincioșie, la ură față de păcat, la dragoste față de aproapele. Iacov, în capitolul 2, vorbește mai mult despre această credință practică, în acel pasaj în care spune și dracii cred și se înfioară, și apoi descrie faptul că trebuie să avem, pe lângă credința verbală, trebuie să avem și credința aceea practică. Dacă vine cineva la tine, dă-i, împarte cu el.